Ai venit ca în alte dăți, albă ca o mantie. Mi-ai adus iar bucurii de prin basme și povești. Mai știu că îmi aduci în ochii de copil mii și mii de vise albe, iarnă visul meu din tâi. Mii și mii de vise albe, iarnă visul meu din tâi. Când eram și eu copil și sub bradul de Crăciun, mi-aduceai vise în brațe, ca să știu că am fost bun. Mai știu ce nu știam, când fulgi bat la geam. Mii și mii de clipe albe mai adună cât un an. Mii și mii de clipe albe mai adună cât un an. Ai venit ca în alte dăți, albă ca o mantie. Mi-ai adus iar bucuria de prin basme și povești. Mai știu că îmi aduci în ochii de copil mii și mii de vise albe, iarnă visul meu din tâi. Mii și mii de vise albe, iarnă visul meu din tâi. Mii și mii de vise albe, iarnă visul meu din tâi. Da, am ascultat Raul, poveste de iarnă aici la Radio Media 725. 88 cu 1 FM este frecvența la care ne puteți asculta și bineînțeles live pe net la radiomediaș.ro. Nu am să spun prea multă pentru că nu vreau să laud singur. Raul, spun bun găsit, o surpriză pentru ascultătorii medieșeni. Să știi că tu degeaba încerci să-ți ascunzi accentul de ardelean, pentru că se simte aici colo. Chiar dacă ești la radio, dar să știi că îți stă foarte bine. Bună seara, bună seara ție. Mă bucur foarte tare că astăzi m-ai adus în casele celor din media și cel puțin prin intermediul frecvențelor de la radio. Le spun bună seara celor la care ne ascultă acum și sper că vor veni și la spectacol în mai puțin de o oră în centrul orașului Mediaș, pentru că eu de asta mă aflu astăzi aici, ca să aduc colind, să aduc cântece de pe cele mai noi albume ale mele, mai ales că eu niciodată nu am cântat la Mediaș așa cu lume mult. Am fost la evenimente private, am fost chiar astă vară aproape de Mediaș la Dumbrăveni, dar niciodată nu m-am întâlnit față în față cu foarte mulți fani pe care am eu și pe Facebook din Mediaș. Așa că iată o ocazie foarte bună de a promova o mare parte din sufletul meu prin cântece astăzi seară în centrul orașului Mediaș. Apropo de ardelean, tu ești născut în județul Cluj, deci ești tot ardelean de-al nostru, cum se spune. Da, dar la mine se vede. Sunt din Turda și da, chiar mă bucur că am venit în partea asta, pentru că sunt mai aproape de casă zilele astea. Chiar eu în seara asta, după ce plec de la voi, plec la Alba Iulia și acolo am în jurul orei 22 un spectacol, un eveniment caritabil și mă bucur foarte tare că mă aflu în perioada sărbătorilor mai des prin Ardeal. Cum te simți la Mediaș? Eu am admirat oraș, am făcut poze, le-am pus pe profilul meu de Facebook, pe profilul meu de Instagram, peste tot unde merg fac acest lucru și mă bucur foarte tare să văd un oraș curat, un oraș european. L-aș compara cu orașele acelea mici din Germania, din Austria și au un farmec aparte, acum a început să ningă așa ușor la Mediaș, au un farmec aparte cu luminițele în geam, toată lumea este pregătită de sărbătoare, toată lumea este liniștit, orașul în sine este un oraș liniștit, mi este drag. Cred
cred că o să-mi fie foarte drag să cânt aici și abia aștept să pe cei care ne ascultă acum să-i văd acolo în centrul orașului. Așa că luați-vă hăinuțele cele mai groase, căciulițe, mănuși și lăsați așa o poartă a sufletului, singura care să fie deschisă, fulare, tot ce vă trebuie și în rest o să ne încălzim de la colinde și de la atmosfera aia specială care a început deja să se creeze la spectacol acolo. Toate aceste cuvinte minunate care le-ai spus, cu siguranță te va face să te reîntorci și data viitoare, pentru că orice artist își pune amprenta, omul sfințește locul. Măi, la Praga, pe podul ăla frumos al lui, poate cel mai romantic pod pe care l-am văzut eu, o chestie pe care dacă o atingi, te întorci la Praga. La mine a ținut că a trebuit să mă întorc, a trebuit. M-am întors cu plăcere de 4 ori, deci să-mi spuneți unde să pun mâna la voi în oraș să mă mai întorc. Ok, să intrăm mai în subiect. Încă de pe vremea când era elev, ai participat la diferite activități artistice ale școlii, atât în gimnaziu cât și în liceu. Cât de greu a fost să-ți creezi o imagine asupra ceea ce, hai să spunem, îți doreai să ajungi încă de pe atunci? Nimeni nu m-a îndrumat. Toată lumea m-a îndrumat să mă duc să fac școală, nu să fac activități extrașcolare. Dar să știi că eu la școală am fost un elev foarte rebel și sper să nu facă nimeni cum am făcut eu. M-am dus la școală doar la materiile care am considerat eu că le înțeleg și care am considerat eu că îmi vor ajuta în viață, respectiv geografie și limbi străine, limba română, matematică, fizică, chimie, biologie, toate aceste lucruri eu le-am considerat inutile. Știi că eu am făcut școala populară de artă, secția actorie la Cluj în paralel cu liceul. Deci a trebuit să fac eforturi, să fug dintr-o parte într-alta. De multe ori nu mai mergem la liceu la aceste cursuri de matematică, fizică, chimie, industria metalelor, etc. Și mă duceam la școala populară de artă, așa că am împărțit oarecum toate acestea. La 16 ani ai debutat în cadrul unei televiziuni locale din orașul tău natal, din Tulsa. SICA se numea, Societatea de Informare și Comunicare Audiovizuală, care astăzi este un mare trust de televiziune, cel mai mare probabil de la noi din țară. Și ei m-au purtat, iartă-mă că te-am întrerupt, ei m-au purtat de pe Turda, Alba Iulia, Deva, Hunedoara, peste tot unde aveau televiziuni, pentru că, nu știu, li se părea lor că dau eu bine pe ecran și că am papagal. Păi se vede că îți merge. Dar să știi că mi-am cam ieșit din mână, că n-am fost de mult așa în fața unui microfon la radio. Chiar am cochetat cu radioul ca și prezentator în emisiuni de noapte la un post de radio concurent, nu dăm nume că oricum nu contează, dar s-a întâmplat cu ani în urmă în orașul Alba Iulia. Ziua lucram la televiziune și noaptea lucram la radio. Mi se părea ceva fabulos. Eu consider că asta nu este o meserie, consider că este o vocație, ceva care se întâmplă dacă pleci cu sufletul de acasă ca să ajungi la muncă. Meseria asta nu o poți face decât dacă pleci cu sufletul de acasă să ajungi. Ok, acolo Turda ai avut propria ta emisiune. Cum a fost acest debut? Cum ai reușit să ajungi acolo? Știu doar că am fost foarte mulți la probe. Tatăl lui Marius Moga, el mi-a fost șef, compozitorul lui Marius Moga, și știu că ne-am prezentat foarte multă lume atunci la casting, când s-a deschis acea televiziune din Turda, și știu că mi-a spus pe față, ești angajat, și mi-a dat emisiunea de dimineață. Și pentru acea emisiune de dimineață a trebuit eu să fac eforturi de copil, că eram încă copil și acum mă consider un copil, să mă trezesc dimineața la 4, să mă duc, pentru că era o emisiune live, deci era în direct. Nu începea era înregistrat, ca să zic. Nu, începea la 6:30 dimineața și ținea până la 8, că la 8 începeau posturile mari concurente să emită și nu vreau să intrăm peste niciun fel de televiziune. Și atunci era destul de greu, dar a fost, dacă vrei, armata, practica în televiziune care mie mi-a folosit pe mai departe, pentru că până la urmă, înainte ca eu să devin cântăreț, compozitor și așa mai departe, am cochetat cu televiziunea. După armata am ajuns la București, m-a preluat Marina Almășan, am fost coprezentator cu ea în două producții pe TVR2, Ora fără catalog și Oala sub presiune. Apoi Centrul Național Media, Național TV și Favorit TV mi-au dat câteva emisiuni pe care le-am prezentat de-a lungul anilor, dar în ultimii 5-6 ani eu am fost foarte ocupat cu turnee în străinătate și în România și efectiv nu te ține nimeni. Dacă tu tot pleci și nu mai vii, nu te mai ține nimeni. Și eu consider că am suficient timp în viața asta să fiu și prezentator de radio și de televiziune. Momentan, dacă sunt chemat ca și cântăreț în toate colțurile lumii, profit de acest lucru și mă duc acolo unde se dorește. Îți face plăcere până la urmă. Să-mi facă plăcere și îmi face plăcere că știu că sunt dorit și ascultat. Asta este o satisfacție sufletească care depășește orice altă realizare de ordin material sau de altă natură. Asta este cea mai mare bucurie. Ce pui în suflet? Ce pui în suflet, asta rămâne pentru toată viața. În rest, toate sunt trecătoare și contează mai puțin.
și faptul că te simți și bine, pentru că probabil de-a lungul timpului te-au invitat fie în emisiuni de radio, fie în TV foarte multe persoane, dar cu siguranță nu ai acceptat oferta, în ghilimele zis, a tuturor. Nu, am încercat să... Bine, trebuie să faci diferența, dar să știi că în general te cheamă, m-au chemat cei care și-au dorit cu adevărat să mă vadă sau să mă asculte și îmi place să mă duc chiar și în ultimul cătun, în ultimul colțișor uitat de lume. Dacă sunt acolo chemat, să știi, nu am fițe. Dacă cineva își dorește acest lucru, eu ajung acolo. Mă rog, sunt și acele impedimente, probabil de ordine financiar, poate și-ar dori mult mai multă lume. Eu trăiesc din meseria asta, la fel ca foarte mulți artiști, dar am încercat din punctul ăsta de vedere să nu rup pielea de pe nimeni, pentru că important este, cred eu, mai mult să dai decât să iei. Tot ce iei este doar pentru a-ți fi suficient ca să trăiești. Spunea cineva odată că e important să nu-și dorești totul pentru că nu ai unde să-l pui. Cred că nu-mi doresc totul, îmi doresc suficient cât să pot trăi mulțumit, împlinit, fericit. Pentru asta nu ai nevoie de munți, de bani și de conturi încărcate de... Unii oameni în afară de bani nu mai au nimic și eu nu-mi doresc acest lucru. Bine, și faptul că nu ai fi, ți-ai demonstrat încă o dată astăzi, pentru că ai venit la noi, chiar dacă suntem de 20 de ani, nu suntem, adică pe piață, industria aceasta a radiourilor, nu suntem ca acele radiouri din capitală, care, vorba aceea, sunt naționale. Dă-mi un motiv pentru care nu ar fi trebuit să vin la voi. Tocmai asta spun. Ai acceptat și nici nu mai sta să întrebi. Sunt alți artiști, fără să le dăm nume și fără să-și geni pe nimeni, care zice, da, cât e de mare, cum e de... Știi ce se întâmplă? Sunt artiști și vedete. N-aș vrea să mă bagi în a doua categorie. Nu, Doamne ferește. Mă bucur, sunteți o comunitate de oameni, un orășel frumos și puțin câte puțin se adună. E foarte important. Eu sunt convins că va fi multă lume acolo în centrul orașului. Și eu sunt convins. Bun, facem o scurtă pauză de publicitate. Da. Ok. Revenim. După care te invit să asculti o melodie cu Raul, dacă vrei. Cum să nu? Ascultăm. Cu dragă inimă. Revenim. Sosesc mereu la geam cu moș ajun. E cer cumplit, e drumul greu, dar-i obicei străbun. Veniți de sărbători, veniți cântând, să fie rodnic anul nou, să fie ce pe pământ. Veniți de sărbători, veniți cântând, să fie rodnic anul nou, să fie pace pe pământ. Și e joc în casa ta acum. Mai sunt și case fără foc, dar vin un an mai bun. E veselie și e cânt în casa ta acum. Dar nu uita când ești voios, române, să fii bun. Veniți de sărbători, veniți cântând, să fie rodnic anul nou, să fie pace pe pământ. Veniți de sărbători, veniți cântând, să fie pace pe pământ. Pe anul nou
frații sănătoși, să aveți în case bucurii, să ne vedem voioși, să fie prunci și sănătoși, să crească năzdrăbani, voi oameni buni și omenoși, mulți ani, mulți ani, mulți ani. Veniți, veniți de sărbători, veniți, veniți cântând, să fie rodnic anul nou, să fie pace pe pământ. Veniți, veniți de sărbători, veniți, veniți cântând, să fie rodnic anul nou, să fie pace pe pământ. L-am ascultat pe Raul, din an în an se numește melodia, un artist care, zic eu, de-a lungul timpului și-a păstrat aceeași latură, mai și spunem romantic, așa îmi place mie să spun despre un artist ca tine. Da, cred că da. Am încercat să cânt despre blocuri, despre uzine și despre mulțirea la meduze, dar nu. E un subiect care nu interesează pe multă lume și oricât de multă lume ar fi interesat, e un subiect care pierde repede. Așa că, dragostea, să știi că îmbracă foarte multe forme, muzical vorbind și nu numai. E un subiect care nu se va epuiza niciodată, pentru că este vorba de ceea ce înalță omul până la urmă. E un subiect care a scris biblioteci întregi. Romane și tot felul de... Ai văzut? Suntem mici ca să putem spune ceea ce înseamnă cu adevărat. E o sursă inepuizabilă de a scrie frumos, de a simți frumos. Până la urmă, ceea ce scriu eu, muzica mea este ceea ce simt eu. Ăsta sunt eu de fapt. Prin muzica mea mă cunoști. În loc să-mi pui întrebări despre cum sunt, mai bine ascultăm cântecele. Fie că le cânt eu, fie că le cântă cei pentru care le-am scris. Știi foarte bine că cele mai noi 6 albume ale Mirabelei Dauer, le-am scris eu muzică și text, am avut o colaborare foarte frumoasă cu ea. Anul acesta lansez, de fapt deja este lansat pe piață, un album de colinde și cântece de iarnă, scrise de mine, muzică și text pentru Viorica Macovei. Sper că o să ajungă și la voi acest album. Eu am venit acum oarecum nepregătit, dar pentru că și timpul până la intrarea mea pe scenă e destul de scurt, o să vă propun să ascultați câteva melodii pe care știu că tu le-ai deja pregătită de pe noul meu album lansat anul acesta. Albumul se numește Balcanic, un album foarte vesel, la fel ca și mine atunci când nu sunt trist. Melodii foarte frumoase care sper să vi se lipească de suflet și să rămână acolo și pentru că o să le ascultați destul de des la Radio Media și sunt convins că o să le învățați și că data viitoare, când vom asculta din an în an, veți ști și aceste melodii de pe albumul Balcanic. Apropo de ceea ce spuneai că mai bine să ascultăm muzica, mi-a plăcut foarte mult un citat, cred că e dintr-un interviu. Muzica este singurul lucru care nu vi-l poate lua nimeni, te refereai la fani. Da, muzica și dragostea, nu ți-l poate lua nimeni niciodată. Consider că, nu știu, te naști cu această bucurie în suflet pe care trebuie să o fructifici. Viața e atât de scurtă, necazurile sunt atât de multe, bucuriile te pot ocoli dacă nu le vezi, iar dacă le vezi, bucură-te de ele, ia-le, pune-le în suflet. Chiar și atunci când nu ai bucurii, caută-le, undeva întotdeauna există o luminiță care lasă un loc de bine în sufletul tău. Nici eu și nici tu și nici cei care ne ascultă sunt convins că nu au neapărat în fiecare zi un milion de motive să zâmbească sau să fie vesel sau să trăiască pozitiv, dar cu toate astea, viața ți-a fost dată ca să te bucuri de ea. Peste necazuri trebuie să treci. Necazurile nu trebuie să te doboare. Ele trebuie să te ajute doar să fii mai puternic, să știi să faci față vâltorilor vieții. Iar muzica și muzica de dragoste în general vine să ajute toate aceste sentimente să dea o culoare frumoasă vieții. Eu așa cred. De aceea cântă ceea ce se aude la Radio Mediaș. Debutul în televiziune a fost un factor important în ceea ce avea să urmeze? Adică diverse colaborări în calitate de și prezentator și realizator, uite, în orașe, când a început Alba Iulia, Satul Mare și multe altele? Da, au deschis uși și eram un copil atunci, clar. Eram un copil care, dincolo de un dram de talent, cred că aveam foarte multă ambiție.
ambiție, ambiție care mi-a fost sesizată la ora respectivă de șef. Este și o vorbă, nu te duce la șef cu propuneri, că te pune să le rezolvi. Lucrul ăsta eu l-am făcut din plin, mă duceam la șef cu propuneri și aveam idei o mulțime și le-am pus în practică. Mi-am dezvoltat, știu eu, acele aptitudini necesare pentru a sta în fața camerei și pentru a vorbi telespectatorului. Atunci când stai ca și cântăresc, ca și artist în fața camerei de luat vederi, este o altă atitudine, este un alt gen de comunicare. Informația vine la televiziune și la radio în flux continuu, în fiecare clipă poți să asculți altceva. Pe când un cântăreț, atunci când cântă o melodie sau recită, sau are un alt fel de impact asupra privitorului. Și am preferat să fac ceea ce știu mai bine, să am un impact asupra privitorului. Nu sunt genul de artist care apare în fiecare zi la televizor, plictisind lumea cu lucruri care nu interesează pe nimeni. Prefer să apar atunci când am o melodie frumoasă, atunci când am ceva de spus, de obicei atunci când am ceva de cântat. Și nu să promovesc alții cancanul și alte. Nu mă interesează, de... Nu mă interesează, nu sunt un personaj monden și nu pentru că nu aș vrea, nu pentru că nu aș fi băgat în seamă, ci pentru că nu-mi doresc. Cei care apar la mondenitate, în mondenități, în cancanuri, sunt personaje care își doresc să facă acest lucru. Nimeni nu te deranjează dacă nu vrei să fii deranjat. Exact, dacă tu nu accepti. Revenind la Școala Populară de Arte din Cluj-Napoca, pe care ai și amintit-o anterior, te-a îndrumat cineva să mergi aici sau singur ai zis, bun, asta e ceea ce vreau eu să fac acum? Nu, mi s-a spus de la școală că ar trebui să dezvolt aptitudinile și că ar trebui să urmez cursuri de specialitate. Asta este motivul pentru care am plecat la școală. Bun. Un alt început a fost după terminarea studiilor și a stagiului militar, mutarea la București, despre care și despre asta ai vorbit. Tu știi, eu am ajuns în București din dorința de a-mi schimba viața. Am plecat din armată și am ajuns la București, nu știam unde vin. În Gara de Nord mi-am spus, dacă Dumnezeu m-a ajutat să ajung aici, de aici nu o să pierd. Eu mi-am început cariera artistică vânzând la Piața Unirii cărți poștale pentru copiii bolnavi. Mă rog, aparținea de o fundație și de acolo, de la fiecare carte poștală, eu aveam câțiva bănuți care erau ai mei. Eu nu am cerut niciodată de acasă bani, nici nu aveam de unde, pentru că părinții mei sunt oameni simpli, sunt muncitori, mai am și trei frați, nu provin dintr-o familie de oameni care și-ar fi permis să mă susțină oricât de mult ce-ar fi dorit. Și atunci a trebuit să-mi iau eu viața în piept și să mă descurc singur și cred eu că m-am descurcat. Dar cum a fost adaptarea la un oraș atât de mare precum București și închegarea, hai să spunem așa, unor prietenii și cunoștințe pe care trebuie să ți le faci când ajungi? În showbiz nu prea ai prieteni, ai cunoștințe, ai oameni care te apreciază sau nu și de foarte multe ori ai oameni care ar putea, dacă ar putea, ți-ar pune cele mai multe piedici. Eu cred că m-am adaptat, pentru că nu m-a interesat niciodată ce face stânga sau dreapta. Eu am drumul meu și văd înainte și în rest nu mă interesează nimic. În anul 2004 ai debutat cu albumul De Mâna Ta, album care conține melodii semnate de tine, atât muzică cât și text. Așa a fost e. O muză în spatele acestui album? Ce te-a inspirat? Asta spunem că eu cred că talentul este de la Dumnezeu și cred că tot de acolo vin și ideile bune și frumoase care duc apoi la cântece care rămân în sufletul ascultătorului. Nu cred că ar trebui să-mi acord mie un merit deosebit pentru că am ales să cânt sau am ales să cânt melodii frumoase. Cred că aici Dumnezeu are un rol destul de important, mai ales pentru că mi-a dat curajul să fac acești pași. Nu mi-a fost ușor. Muzica mea e sufletul meu. Atât pot să-ți spun. Tot în anul 2004 ai lansat și un album de colinde și cântece de Crăciun intitulat Deschide poarta Raiului. Cum da. A fost această trecere la colinde? Nu e o trecere, era o dorință și o împlinire. A devenit o împlinire. Colindele acelea se cântă și acum. Trecând la Mirabela Daur, o altă voce pe care o ador, o voce de aur, aș putea spune, da. Mai ales pentru că este și o persoană feminină. Cum te-ai cunoscut cu ea și cum a început colaborarea fructoasă? La mare, în urmă cu 8 ani, ea mi-a lansat invitația de a colabora. A pornit totul de la o melodie și s-au făcut vreo 6 albume. Pot să mă laud că sunt compozitorul care a scris cele mai multe melodii din carieră. Ai avut foarte multe colaborări, atât în domeniul muzical, cât și pe sticlă. Au fost și turnee de succes pe care ai și amintit. Cu cei mai mari artiști. Am colindat America în ultimii 6-7 ani, în lung și în lat, la fel și Canada, dar și Europa. Alături de Mirabela, Maria Dragomiroiu, Stella Popescu, Dor Octavian Dumitru, Florin Piersic, Irina Login, Cristina Stamate, chiar acum plec în ianuarie alături de Teo Trandafir, Fuego, Cristina Stamate, Mirabela, Cornelia Katanga, la cel mai mare festival românesc organizat vreodată în Israel, se numește Romaniada, suntem la 7-a ediție și va fi frumos să începem anul în forță. Astăzi, în 2013, după părerea ta personală ca și artist, se mai merită să sculți un album, având în vedere pirateria de la ora actuală, sau e mai rentabil din punct de vedere financiar să scoți câte un single? N-am calculat niciodată acest lucru, eu scot
albume ca să rămână tot ceea ce simt eu din punct de vedere sufletește, să rămână imprimat și să rămână o dovadă a faptului că am simțit în acest fel. Dincolo de acest aspect, albumele cu Raul se vând. Asta este motivul pentru care casa de discuri cu care lucrez eu mi-au scris absolut toate albumele, fie că le-am cântat eu sau că le-am compus pentru alții. Din punctul ăsta de vedere nu mă plâng. Există lume, există oameni care investesc în muzica frumoasă, muzica romantică. Nu aș vrea să întrerup această intervenție, însă iarăși vine publicitatea peste noi. Fresh Magazine cu Daniel Devăcan. Da, am revenit înapoi pentru o ultimă intervenție. Nu o să te mai rețin după aceea. Știu că la ora 18 trebuie să urci în piața Corneliu Coposu pe scenă. Da, o să, o să te rog la final să lansezi și o invitație, să spunem așa, către medieșeni care deja au auzit. Păi eu nu mai lansez invitația. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă invit că ați lansat-o voi. Vreau să vă țineți de cuvânt, să veniți acolo cu toți. O să cântăm împreună. O să ne bucurăm de Crăciunul care bate la ușă și trebuie să-i deschidem. Probabil că o să ningă mai tare și o să fie foarte frumos, colinde printre fugi de zăpadă, dar și melodii noi de pe albumul meu. Pentru cei care nu vin, să știți că deja Daniel a pregătit două melodii de pe albumul Balcanic, o melodie frumoasă care se numește Team pe tine și Nopți albastre. E felul meu de a-mi lua rămas bun de la voi, dar înainte de asta vreau să vă doresc din tot sufletul să aveți cele mai frumoase sărbători, să fiți iubiți, să aveți casa plină de oameni care vă iubesc, să aveți sufletul plin de iubire ca să le puteți întoarce gestul și muzică foarte bună și multă să aveți în suflet ca să aveți o viață frumoasă. Îți mulțumesc, Daniel, pentru invitație. Bun, mulțumesc și eu. Ascultăm Te-am pe tine în continuare, iar după publicitate vine și Nopți albastre. Fresh Magazine cu Daniel Devăcan. Care zi te știu a mea și tu dacă ai ști ce jumătate îmi umple inima, ai fi numai a mea. În ochii tăi e dragoste curată, în viața mea iubesc numai odată și în viața mea o zi de-aș mai trăi, pe tine te-aș iubi. Viața mea, te am pe tine, câtă fericire, te am pe tine, numai cu iubire, ar fi, ar fi frumoasă viața mea. Lacrimi, zori cu iubire, te strâng în brațe când ești lângă mine. Mă cert cu norii, soarele să-mi lase lumină în viața mea. Și dacă eu sau tu sau niciodată nu vom mai crede în dragoste curată, mă rog la tot ce-mi poate da iubire să-mi umple inima. Viața mea, te am pe tine, câtă fericire, te am pe tine, numai cu iubire, ar fi, ar fi frumoasă viața mea. Viața mea, te am pe tine,
noi e prea mult soare uneori. Cerul e senin mereu și fără ploi. Liber sufletele zboară în iubiri de primăvară. Sentimentele se împart la doi. Dacă în viața mea nu aș putea iubi, în singurătate poate aș trăi. Dar în suflet am iubire și-n strop de fericire, să-mi ajung o viață și-nc-o zi. Ne iubim în nopți albastre, glouă-n suflete cu astre, dragoste tot ce dăruim. Zile bune, zile rele, toate trec apar și stele, sus pe cer atunci când ne iubim. Ne iubim în nopți albastre, glouă-n suflete cu astre, dragoste tot ce dăruim. Zile bune, zile rele, toate trec apar și stele, sus pe cer atunci când ne iubim, atunci când ne iubim. Când viața mea iubire nu ar fi, tot ce e frumos nu aș putea simți. Dar în suflet am iubire și un strop de fericire, să-mi ajung o viață și-nc-o zi. Ne iubim în nopți albastre, plouă în suflete cu astre, dragoste tot ce dăruim. Zile bune, zile rele, toate trec apar și stele, sus pe cer atunci când ne iubim. Ne iubim în nopți albastre, plouă-n suflete goastre, dragoste tot ce dăruim. Zile bune, zile rele, toate trec apar și stele, sus pe cer atunci când ne iubim, atunci când ne iubim. Albastre, plouă în suflete cu astre, dragostea e tot ce dăruim. Zile bune, zile rele, toate trec ca var și stele, sus pe cer atunci când ne iubim. Ne iubim în nopți albastre, plouă în suflete cu astre, dragostea e tot ce dăruim. Zile bune, zile rele, toate trec ca var și stele, sus pe cer atunci când ne iubim, atunci când ne